călarii pe mine. Cine? Oamenii lui Cezar Brăila. Ce au făcut? Au sărit ce fac pe aici. Ce să fac? Merg. Nu fac nimic. Au sărit pe mine, ne-au rupt stația după mașină, au sărit cu picioare după mașină, au sărit toți optinși. V-au reproșat ceva? Nu, că ce stau după ei. Păi ce stau? Nu stau după voi, par pe stradă, pur și simplu. Și ai pățit ceva? S-au părit când te-au pățit ceva? T-ai pățit ceva? Păi au sărit cu pumni și cu picioare pe mine în mașină, rămâne. Îi cunoști pe aia care au sărit? Personal nu. Dacă îi văd, îi recunosc cu ei. Poliția a venit? A venit. Și poliția și... Și ce pagube aveți? Ce v-au făcut, de fapt? La stație, la mașină? Au furat stația, că stația nu mai am. Au furat stația și au sărit cu picioare pe mașină. Ne-au rupt stația, antena de sus de la stație. Cât era? Vă optiși. Erau îmbrăcați cu ceva? Da, da, da. Arendeu, au arendeu pe ei. Nu, am înțeles. Sigla partidului. Cum te numești? Andrei. Necureța Andrei. În afară de tine am mai bătut pe cineva? Asta nu știu, posibil. Nu știu să vă spun. Eu știu ce am pățit. E prima oară când pățiți așa? Da, da, da. Spune și nouă ce ai pățit. Stai, stai. Am fost să facem niște afișări și au venit cei de la RD și ne-au luat la bătaie. Ne-au devastat mașinile. Ce v-au reproșat? De ce afișăm în normal? Cum te cheamă? Pățițele Mărieni. Ce ai pățit? Cum te-au bătut? Eu m-am băgat să scot din mașini și au început toți. M-a tras unul și acolo m-a păzut toată lumea. Da. El e la tine restaurat abia acum? Unde e? Acolo la... Acum e la... Au fost aduse în cursul dimineții în departamentul de urgență în spitalul Buzău două victime, afirmând că au fost victime ale unei altercații, prezentă conștientă, echilibrată hemodinamică în momentul prezentării. Urmează să se facă investigațiile de rigoare pentru a pune un diagnostic. Și numele și funcția? Nu, Tăița Marinescu, sunt medic în general.